avem țara plină de sifoane și de șmecheri care mor de foame. Când te descurci, te dă în primire, dă la gardă informații despre tine. Orice fraier se dă interloc, dar în declarații recunoaște tot. E bucuros că beneficiază de un an sau doi, dar sifonează. Muie! Ce? Muie! Muie? Stai să fie muie! Thank you.
odată la mine, iar te duci la poliție. Iar te duci la poliție. De ce să mă duci, de ce te uiți la mine? De ce te uiți la mine? Păi de ce te uiți la mine? Unde vreau. E libertate acum. Libertate pentru ce? Păi înseamnă că mă hărtuiești. Dacă tot te uiți după mine. Bine, opui domnule, ai uitat când te-ai chemat la poliție, stai că vine de la parchet. Da, da, nu mai vei apartamentul. Ce? Hai, du-te. Băi, de ce te uiți mă la mine? De ce te uiți pe meleu la mine? Zi de ce te uiți? Păi n-am voie să mă uit. Nu, n-ai voie, la mine. Unde păi dacă te uiți la mine, înseamnă că mă urmărești. Nu măi, place de tine înseamnă, hai, trebuie să ne place de tine înseamnă. Telefonul e pe înregistrare. Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea, aliluia. Vreau să fac o poză. Vreau să fac o poză la pângerea mea. Păi da, și după aia vreau să fiu audiat de la cel de la CFL. Dacă dumneata nu mă aude. La fața locului, la da, la cercetare la fața locului. Păi să vă duceți să luați. Cine fi chemat să dai lămuriri cu privire la plângere? Să vă, da, da. E, asta. Vorbiți și dumneavoastră la telefon, că parcă cu mască nu puteți vorbi. Martor. Ce s-a făcut cu mata? Da, aceea. Păi nu? Așa.
Uite aici, telefonul, te-am prins cu aia. Mă doare în pulă, hai să vezi. Mai arat o dată. E și tu că n-ai mască? Hai mă, zi mă! Ce? Ce ai zis? Păi uite că-i pe înregistrare. Ce? Hai să vezi. De ce? Că tu m-ai... De ce nu porți mască? Ce fac lui mama? Nu știu. Da? Nu știu. Ce? Mă pup în cur? Lui mama. Să-i arăți înregistrarea, mă. Da? Da? Așa ți-a zis, să-i arăți înregistrarea. Dar tu de ce nu porți masca pe ăla? Că nu vrei? Să vezi ce amendă ție. Să vezi ce amendă ție. Hai, zâmbești. Păi zâmbești. Ariciule. Uite. Ia mâna de pe mine. De ce mă faci? Dacă mă urc la poliție. Așa. Și spun că tu îi pozezi pe ăștia și îi șantajezi. Să mor tu, că ce am tăiat? Nu știu că așa. Că mănânci tu. Ce? De ce îmi bagi mă mâna în gât? Ce ai cu el? Păi da, de ce îmi bagă mâna în gât? Nu știu că e un bătrân? Păi și de ce îmi bagă mâna în gât? Păi de ce îmi bagă mâna în gât? Hai, te-ai drumul acolo. Hai, lasă. Nu treaba ta. Dai și cu aia mine, a? De ce mă fii, mă? Să nu ochelarii, mă? De ce nu port, mă, mască pe nas? De ce nu?
Uite! Uite! Băi, uite! Băi, ce ai făcut, băi? Băi! Auzi, băi! Ce nu mă pozezi? Ce ai zis? De ce nu mă pozezi acum? Cum am pas la părere? Păi, pum, și ce? Da, vrei? E, vezi de treabă. Salut, sunt la speța civilă 3171 per 212 per 21 și o să solicit în calitate de contravenient, între ghilimele, preschimbarea în avertisment a procedelor verbale ca să aibă consecințe juridice toate falsurile în scrisurile oficiale și voturile de fals comise de Sfânta Elefterie. Ia uite ce plângere penală îți fac. Ia repede, cocoșeasă-mă. Ia uite ce plângere penală îți fac. Îți dă un camă și eu mor. Sunt în fața mea, păi dacă vreți să vă băgați, dacă vreți să vă băgați în seamă cu mine, păi eu nu provoc, că mă înregistrez pe mine, îi vorbeam la cameră. Dacă dumneata mi-a zis că s-a întâmplat ceva, păi da, păi nu știi ce ai făcut? Da, îmi iau. Păi de ce să-mi iau amendă?
De ce mă provoci pe stradă? Păi eu te-am provocat, păi eu mă înregistram pe mine. Eu mă înregistram pe mine. Păi Ivașcu Tudorelu care a comis în repetate rânduri infracțiuni care m-au prejudiciat și care m-au prejudiciat și care la data de 27 august îmi zicea că nu poate să pună cătușele că mă ține de mână, deși specifică clar că persoanelor cu dizabilități nu li se poate pune cătușele decât dacă săvârșesc un atac armat. Eu mă înregistram pe mine și nu îi faci cu Tudorel, făptuitor în dosarele penale care eu sunt persoana vătămată, mi-a zis că îmi dă amendă. Cum îmi zicea pe 23 iunie 2022, de față cu Nazare Andrei. Frații, peștii, șmenarii, tutele, drogații, gadorii, toți știi, coordinarea o să cadă și dacă-mi fac ăștia sicri, pentru că atunci am să fiu viu prin tine. Știu să pun strada pe CD, a fi sau a nu fi, în cartier, poezie, iar viața, versurile sunt banii, zilele trec ani. Am fost la Poliția Orașului Năvădari și Orcan Adrian a vrut să mă audieze în calitate de martor în plângerea lui Drăgan Ștefan pentru hărțuire. Plângere depusă pe 25 august. Drăgan Ștefan mi-a adresat apelativul Băgămea și Pula Măta. Ce în ce mai repede, viitor nelimitat, o să mor nimeni să aflei așa cum a fost și cum va fi întotdeauna pentru totdeauna. Pe stradă contează suma și tot ce ține de respect. Nu dai, nu ai, nu mai vrea nimeni să muncească acum pe 50 de parai. Nivelul de trai trebuie să ții fund. Dacă ești deștept, poate să fii liber, să te bucuriți de tic. Ce fac dacă ating un videață și stai de parte-n parte poezie de viață? Am fost la Poliția Orașului Năvădari să semnez controlul judiciar. Acum mergem la PT. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigan. Mamă, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. N-am jana, mamă, 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 janez, mamă.
Hey, are you okay? So, hey, are you okay? Are you okay? You've been hit by, you've been hit by a smooth criminal. They told them don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and the words are really clear. So beat it, just beat it. Informatorul ăla care m-a contactat pe Facebook, ce informator, un tip, ca să mă întrebe, tu ești din Lăbădar, deși mă văduse de 15.000 de ore trecute pe lângă mine. E, acum era și lua o doză de Bergen Beer, cum și-am mai luat și în alte zăți. De Alex l-a chemat pe Panfile. Să stea în față la policlinică. Eu sunt persoana vătămată în dosarul lui Panfile. Uită-te acolo, Panfile, tifoi și informator. Da, 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 tifoi. Iată-l pe tiforul ăla care vă tot urmărește. Ăla a fost de la Rion Adrian. Ăla cu bicicleta. Portocalie. Prioritate. Uite polițistul. Dacă n-a fost prioritate, îți ia permis. Bravo, ce ani ai încadrare? Da, pe știi și tu. Da, mă dai, mă dai. Ia uite-l pe tifonul ăla care m-a drăguit. Ăla care mi-a zis, hai, du-te mă, ce faci, mă urmărește. Din spate e ăla cu bicicleta Portugalie pe care tot îl pomenesc în clipurile mele și în plângerile mele penale și m-a amenințat că mă bate și că îmi rupe mâna și mâna cealaltă și el puternic. Ajung acasă și înregistrarea o trimit la parchet. Hai să vezi pe cine bați. Tot județul și orașul. La 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 ție că eu le se nașu. La 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 la. Mă cunoaște toată țara. La 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 la. Burzu de la Hunedoara.